prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și revin astăzi cu un subiect frumos și delicat. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Marcu 10, 27. Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Lucrurile care ni se cer sunt de o așa natură încât nimeni nu le poate îndeplini fără ajutorul celui atotputernic. El a promis acest ajutor. Lorenzo Snow a fost un om muncitor, urmând sfatul pe care l-a repetat des: trebuie să depunem efort, să rămânem leneși în loc să trecem la acțiune nu ne este de niciun folos. Dar el a recunoscut că, în dorința sa de a clădi împărăția lui Dumnezeu, eforturile sale proprii nu ar fi niciodată suficiente fără harul lui Dumnezeu sau ajutor supranatural, așa cum l-a numit adesea. De aceea, în timp ce a încurajat pe membrii bisericii să lucreze asidu pentru dezvoltarea principiilor neprihănirii, el a mai declarat și că noi, în calitate de sfinți din zilele din urmă, trebuie să înțelegem și să ținem seama că salvarea vine prin harul lui Dumnezeu. El a depus mărturie că Dumnezeu va completa eforturile noastre cu tăria sa. Acolo unde ne pune Domnul, trebuie să rămânem. Când ne cere să depunem efort pentru a susține aceste principii sfinte, trebuie să ne supunem, acesta este singurul lucru care trebuie să ne preocupe. Tatăl nostru ceresc va avea grijă de restul. Sola lui Lorenzo Snow, Eliza, a remarcat că el a fost fidel acestei învățături. El a descris ca fiind un bărbat care a avut încredere deplină în sprijinul oferit de puterea și harul lui Dumnezeu. Ea a spus că el a știut în cine și-a pus încrederea și de aceea a putut îndura fiecare greutate, fiecare opoziție și depăși fiecare obstacol. Lorenzo Snow și-a arătat încrederea în sprijinul oferit de puterea lui Dumnezeu când a călătorit în Anglia în anul 1840 pentru a sluji în misiune. În timpul voiajului de 42 de zile pe Oceanul Atlantic, el și tovarișii săi de călătorie au avut de înfruntat 3 furtuni mari. El a scris mai târziu că acestea au fost furtuni teribile, furtuni pe care cei obișnuiți cu oceanul le-au considerat foarte periculoase. El a observat o diferență între reacția sa față de furtuni și reacția unora dintre ceilalți pasageri. În multe momente, pentru a nu spune decât atât, situația era foarte gravă. Nu am fost surprins că bărbații, femeile și copiii care nu învățaseră să se încreadă în Dumnezeu își frământau mâinile fiind îngroziți de frică și plângeau. Eu mi-am pus încrederea în Cel care a creat mările și a stabilit limitele lor. Eram în slujba Lui, știam că am fost trimis în această misiune prin autoritatea pe care El o recunoaște. Și deși elementele se dezlănțuiseră, iar vaporul se clătina și vibra în mijlocul valurilor uriașe, El era la cârmă, iar viața mea era în siguranță în grija sa. Mulți ani mai târziu, când Lorenzo Snow a devenit președintele bisericii, el a găsit din nou alinare în cunoașterea faptului că Domnul era la cârmă. Într-o adunare desfășurată în data de 13 septembrie 1898, membrii cvorumului celor 12 apostoli și-au exprimat în unanimitate angajamentul de a-l susține în calitate de președinte al bisericii. O consemnare a adunării menționează că după aceea el s-a ridicat și a spus că nu avea sens ca el să găsească scuze cu privire la incapacitatea sa, etc., de a-și asuma responsabilitățile uriașe pe care le implica acea chemare. El a simțit că trebuie să facă tot ce putea mai bine și să se bizuie pe Domnul. Cu ajutorul lui Dumnezeu putem face tot ceea ce ni se cere. Doresc să vorbesc într-un fel care să contribuie la edificarea și progresul nostru comun în lucrurile ce țin de salvarea noastră. În acest scop doresc să fac apel la credința și rugăciunile tuturor celor care cred să privească spre Domnul pentru a fi instruiți și a primi cunoaștere. Trebuie să ne dăm seama de relația pe care o avem cu Domnul Dumnezeul nostru și de poziția unică pe care o ocupăm. Pentru a ne îndeplini cum se cuvine obligațiile pe care le avem, avem nevoie de ajutor supranatural. Iisus i-a spus unui tânăr care a venit la el și a vrut să știe ce trebuie să facă pentru a moșteni viață veșnică: să țină poruncile. Tânărul i-a spus că el a ținut poruncile menționate încă din copilăria lui. Salvatorul, privindu-l, și-a dat seama că lipsea ceva.
Tânărul ținuse legea morală, legea dată lui Moise, și Iisus îl iubea pentru aceasta, dar a văzut că lipsea ceva. El era un om bogat și datorită bogăției sale mari era o persoană influentă în lume. Iisus a știut că înainte de a-l putea exalta pe el sau pe oricare altul în lumea celestială, era nevoie ca el să fie supus în toate lucrurile și să vadă că supunerea față de legea celestială este cea mai importantă. Iisus a știut de ce este nevoie pentru ca fiecare om să obțină o coroană celestială, ca nimic să nu fie prețuit mai mult ca supunerea față de cerințele cerești. Salvatorul a simțit că acest tânăr iubea mai mult un lucru ce nu era în armonie cu legea împărăției celestiale. A văzut în el oarecare predispoziție în a-și fixa inima pe lucruri care erau periculoase pentru el și care ar fi făcut ca supunerea față de toate cerințele Evangheliei să fie neconfortabile sau imposibil de realizat, de aceea i-a spus că trebuie să se ducă și să vândă tot ce are și să dea la săraci, apoi să-l urmeze. Această poruncă l-a întristat pe tânăr. El a privit bogățiile ca fiind scopul principal al vieții, care i-ar fi oferit o poziție influentă în lume și toate lucrurile care erau de dorit, ca pe un mijloc de a-și asigura binecuvântările și plăcerile vieții și de a-l ridica la un rang înalt în societate. El nu putea concepe ideea ca cineva să dobândească fără bogăție binecuvântările, plăcerile și privilegiile vieții și toate celelalte lucruri pe care le dorea în mod firesc. Dar Evanghelia avea puterea de a asigura lucrurile necesare și de a satisface nevoile și necesitățile omului și de a-l face fericit. Bogățiile nu au fost menite în acest scop, iar Domnul dorea ca el să renunțe la acele idei și să le înlăture din mintea și inima sa pentru ca el să fie slujitorul său în toate lucrurile. El a dorit ca acel tânăr să se dedice întru totul slujirii sale, să-și înceapă lucrarea cu toată sinceritatea inimii, să urmeze îndemnurile Spiritului Sfânt și să se pregătească pentru gloria celestială. Dar acel tânăr nu a fost dispus să facă aceasta. Era un sacrificiu prea mare. Iar Salvatorul a spus cu acea ocazie: greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas uimiți de tot la auzul acestor cuvinte și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Ei au crezut că niciun bogat nu putea fi salvat în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a fost ideea pe care au înțeles-o din cuvintele Salvatorului. Dar Iisus a răspuns: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Vezi Matei 19:16-26. Vezi de asemenea Joseph Smith, Translation, în Matei 19:26 și Marcu 10:27. Dumnezeu a promis să ne ajute în eforturile noastre personale de a trăi în acord cu Evanghelia. Nu putem ține de unii singuri toate poruncile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Iisus însuși nu a putut să-și ducă la bun sfârșit lucrarea fără ajutor divin de la Tatăl Său. El a spus la un moment dat: eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 5:30. Și dacă El, Domnul nostru, a avut nevoie de sprijin divin, este cu atât mai important ca noi să primim sprijinul Său. În fiecare împrejurare și indiferent de condițiile în care se află sfinții din zilele din urmă, în îndeplinirea îndatoririlor lor, ei sunt îndreptățiți să primească ajutorul supranatural de la Spiritul Sfânt, să fie sprijiniți în situațiile în care se află și în îndatoririle pe care le au de îndeplinit. Nu-mi pot închipui nimic atât de important ca lucrarea de a obține propria exaltare și slavă. Aceasta este cu siguranță unul dintre scopurile mărețe pentru care am venit pe lume. Nimeni nu trebuie să se descurajeze când simte că nu poate îndeplini ceea ce ar vrea să facă, ci trebuie să facem cu toții tot ce putem pentru a duce la bun sfârșit lucrarea măreață pentru care suntem aici. Religia pe care am acceptat-o cere să avem un anumit comportament pe care nicio altă religie pe care o cunosc nu-l cere de la membrii ei, iar lucrurile care ni se cer sunt de așa natură încât nimeni nu le poate îndeplini fără ajutorul celui atotputernic. Este necesar să înțelegem măcar în parte binecuvântările minunate și importante pe care le vom obține în cele din urmă
prin supunere față de cerințele religiei sau Evangheliei pe care am acceptat-o. Sacrificiile care se cer din partea noastră sunt de așa natură încât nimeni nu le poate face decât dacă este ajutat de o putere supranaturală. Iar atunci când Domnul a stabilit aceste condiții, nu a intenționat niciodată să li se ceară vreodată oamenilor lui să le îndeplinească fără ajutor supranatural și fără acel tip de ajutor despre care nu predică nicio altă categorie de oameni religioși. El a promis acest ajutor. Aceste lucruri au fost cerute în fiecare epocă și perioadă de timp în care Dumnezeu a chemat un popor să-L slujească și să primească legile sale. Ele au fost cerute în zilele lui Israel atunci când s-a format acel popor. Ele le-au fost cerute lui Avraam, Isaac și Iacov. I-au fost cerute lui Moise și tuturor oamenilor pe care el i-a condus afară din robia egipteană. Ele au fost cerute tuturor profeților care au existat din zilele lui Adam până în această perioadă de timp. Ele le-au fost cerute apostolilor care și-au primit însărcinarea prin așezarea mâinilor de către Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu, și celor care au acceptat religia pe care au propovăduit-o și au predicat-o apostolii oamenilor în zilele lor. Și niciun om, grup sau categorie de oameni de la Adam până în zilele noastre nu a putut să se supună acestor cerințe cu excepția poporului lui Dumnezeu, după cum a fost înzestrat cu putere de sus, care a putut veni numai de la Domnul Dumnezeul nostru. Când participăm la lucrarea lui Dumnezeu, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Indiferent de ce întreprindeți pentru a promova scopurile Sionului, trebuie să depindeți de Domnul pentru a avea succes. Mintea omului trebuie să fie îndreptată numai către slava lui Dumnezeu de fiecare dată când începe să facă ceva. Trebuie să avem în vedere că nu putem face nimic de unii singuri. Suntem copiii lui Dumnezeu. Ne aflăm în întuneric dacă Dumnezeu nu ne luminează înțelegerea. Nu avem nicio putere dacă Dumnezeu nu ne ajută. Lucrarea pe care o avem de făcut aici este de așa natură încât nu o putem îndeplini fără sprijinul celui atotputernic. Aceasta este marea problemă pe care o au oamenii din lume și pe care o au prea des și vârstnicii Israelului. Uităm că lucrăm pentru Dumnezeu. Uităm că suntem aici pentru a duce la bun sfârșit anumite scopuri pe care le-am promis Domnului că le vom îndeplini. Suntem implicați într-o lucrare glorioasă. Este lucrarea celui atotputernic, iar El a ales bărbații și femeile despre care știe din experiențele din trecut că vor duce la bun sfârșit scopurile sale. Această lucrare în care dumneavoastră și cu mine ne-am angajat poate prospera și avansa numai prin binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă în eforturile noastre cinstite și pline de credință și în hotărârea noastră de a îndeplini lucrările pentru care am venit în această viață. Când privim înapoi la experiențele prin care am trecut, înțelegem cu ușurință că prosperitatea noastră a depins de eforturile noastre sincere de a îndeplini lucrarea lui Dumnezeu, de a munci pentru binele oamenilor și de a ne lepăda pe cât de mult putem de egoism. Pentru că așa a fost în trecut, putem să credem foarte bine că progresul nostru viitor va depinde de hotărârea noastră de a face voia lui Dumnezeu în toate împrejurările și de ajutorul pe care El ni-l va oferi. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!